unele mass media de la noi. În urma acestor declarații amenințătoare și calomnioase, am trimis deja o sesizare la Consiliul Național Audiovizual din România, solicitând să se ia măsuri cuvenite. În al doilea rând, anunț public că îl voi acționa în judecată pentru afirmații calomnioase adresa mea și voi utiliza toate căi legate pe care justiția din România și din Republica Moldova le pune la dispoziție pentru a mă apăra numele și reputația.